Despre impedimentele ce parvin în activitatea zilnică a angajaților stației de asistență medicală urgentă din orașul Drochia, dar și necesitățile stringente care trebuie satisfăcute în vederea asigurării bunei funcționalități a stației, s-a discutat în cadrul unei vizite a autorităților publice locale. Suntem mulțumiți că am avut așa o întâlnire. Sigur că ar trebui mai des fi desfășurat astfel de întâlniri, dar toate problemele care le avem să fie discutate la nivel de... Adică sperăm că vor fi transmise mai departe toleranțele noastre care le avem. Salarii mici, numărul insuficient de autospeciale, drumuri rele, acestea au fost principalele probleme care au fost enunțate în cadrul discuțiilor. Bine că acordăm primul ajutor necesar la toată populația. Drumurile, știți cum, transportul nostru cât de cât e iarnă și transportul e cere de dorit, în orice caz ne străduim să ținem față la toate problemele, la toate solicitările care sunt. Pentru a face față tuturor problemelor care apar în domeniul medicinii, în cadrul Consiliului Raional Drochia a fost instituită o nouă unitate, care este responsabilă de activitatea instituțiilor medico-sanitare publice. Avem foarte multe probleme în domeniul de medicinii. Cu părere de rău, în Consiliul Raional Drochia n-a fost așa o unitate care se ocupe cu medicina și noi, la sfârșitul anului trecut, Consiliul Raional au votat această unitate și de astăzi începe a lucra o unitate de medicină în domeniul de medicină pe Raionul Drochia, unde să scoatem la iveală toate problemele, să facem tot posibil ca să putem acorda populației servicii medicale calitative. Vizita autorităților la stația de asistență medicală urgentă a avut drept scop de a afla din prima sursă despre problemele existente în domeniul dat, afirmă deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici. Încercăm să fim alături de cetățeni, să-i auzim. Desigur, s-a discutat despre modernizarea acestui serviciu. În primăvara acestui an se va construi un sediu nou, unde va da posibilitatea ca angajații să aibă alt confort de lucru. Și, în ultimul rând, am discutat despre acel transport care, de fapt, necesită să ar fi schimbat, ar fi renoit cu alte mașini noi. În cadrul stației de asistență medicală urgentă Drochia activează 90 de angajați, inclusiv în punctele din satul Pelenia și Ochiul Alb. Totodată, pentru deservirea celor circa 87.000 de locuitori din raion, sunt disponibile 7 autospeciale de intervenție medicală, care activează 24 din 24 de ore.